te-ar pune cineva să te case la copii de orice, deci era scris. Dar de nevoie? Cred că urci. Ei, nu știu. Ei, dacă ar fi pus viața în ferie... Da, cred că... Ce poate ce? Doriți-vă cu un stil psierca ce? Nu, mulțumim, vă știm. Dar unde e care în mănăstire ce de sucate? Dar e acolo, da? Eu. Nu știi? Câți ani ai tu, măi? Câți ani ai zis? Șapte. Șapte? Ori zece. Și n-ai mutat azi bine nimic? Doriți. Haidea. Doamne, Doamne, fără pâinea cea de toate zilele, omul trăiește, trăiește cât trăiește, apoi moare, moare de foame. Fără o gură de apă, omul trăiește, trăiește cât trăiește, apoi moare, moare de sete. Fără căldură, omul degeră cât degeră, dârdăie cât dârdăie, apoi moare. Îngheață de frig. Fără suflet însă, se poate trăie. Se trăiește chiar mult și bine. Poate și mai mult. Poate chiar și mai bine decât cei ce au suflet. Dar viața aceea nu mai este viața dăruită de Domnul în toată plinătatea harurilor sale, ci doar un fug, o dungă, o poală din cei ce trebuia să fie și însuși omul nu mai este în toată plinătatea facerii sale, ci doar o umbră. Doamne, se umple lumea cu umbre pustii, treptat, treptat se stinge dorul de viață, pentru că cei cu suflet răzbat tot mai greu și mai greu prin pădurea umbrelor pustii. Auzi-ne, Doamne, vezi-ne și ne miluiește. Bună ziua, părinte! Ce-a fost aici? Am văzut în internet o arsă pe stericuță sau nu știu chinii. Nu, acoperișul la chinii. Acoperișul așa. Da, și se repară. Dar ce ați făcut aici o intrare undeva, dacă nu mai este? Aia unde trebuie cărugurile, când la chinii de acasă. Așa intrare din biserică. Știu că era foarte îngustă, cum te puteai ridica picioarele. Acolo, acolo, aici, dacă mergem și ne-am nu cu micior, ca pe pe casă. Da. În partea stângă. Da. Da, băi, chiar nu te fă o de aici era stareță, nu știu ce era, la fel și meu, cu altarul ăsta. Și adunam mijloace pentru altar. Erau unii care susțineau că trebuie de făcut un altar modern. Ai noștri nimeni nu a fost acolo să împiați strângă pentru altar. Așa au fost niște oameni întreprinzători. Nu, 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 a noștri nu au acolo în piață.
nu e frumos. O femeie, nu știu, știi că e atât. Nu, o femeie, dar nu am avut în piață. Era de băgăreață. N-am stat noi în piață, trăim în bani. Aveți câți călugări aveți aici care se îngrijesc de dumneavoastră ora asta? Acum suntem de toate șase. A? Șase. Șase? Da. Dar în ce ani eu strâng eu banii? Când? În ce ani strâng eu banii într-o oră? Prin anii 89, 90, 95, ca pe atunci. Și a adunat... 89, 90, nu. Aici călugări din 96. Și aici s-au fost plătite în 2000-2001, fost plătite aici lucrurile astea. Da. Da, dar... De altarul cine l-a făcut? Unde? Vasile Cosma din Târgu Neamț. Târgu Neamț. E din Nuc? Din Nuc. Nuc. Și poate să vedem mai aproape, nu? Da. O icoană de frumusețe rară aici, astea. Da, foarte frumos. Părinte, un 200 de lei pentru nevoile mănăstirii. Sfântul Sufletul Domnului Ioan, da? Da. Nici despre. Rai, posmătită, uite-ne că sunt două icoane tăiate din lemn, anci. Două icoane din lemn tăiate. Mama a ajutat-o de Anelzea. Anelzea, să vedeți? Anelzea, da. Nu, ea... Pune o bătiste în cap și închești. Azi nu-i prafoci că tu nu mai crede. Acele sculptate în lemn, da? Da, sculptate în lemn și sunt foarte frumoase. Dar de ce au scris în limba ruștă, dar iubite drug drugă? Ce au spus? Cum e scris? La Mântuitorul acolo. Acolo? Acolo și din... Nu, este nu. Este ca și ei au făcut. Da, da, altul a adus. Da, da, dar ce nu, ce? Dar e foarte frumos altarul. Și unde, când faci slujba aici? În perioada de iarnă, de decembrie până la Paști, aici. De la Paști până Arhanghel Mihail Gavril, așa mă... În biserică din Deal. Da. Acolo pitat, puteți vă vreau să vă uitați de picturi în filmul Bizantien, Victor Mosteață, îl cheamă Gheorghe Mosteață, Victor Mosteață, picturi care vă dat în Chila România. E foarte frumos altarul și mulți atunci, eu țin minte când se descau la cursul de miști, spuneam că nu e bine în piatră, trebuie de făcut ceva din piatră, în stilul lor, dar ceva, că uite, vezi că asta din nuc, din lemn, foarte bine armonizează. Da, da. Știi, și principalul au găsit felul și au pus. Da, e părinte, câte o lumânare, că se ne pune aici. Анечка, на свечку давай. Сожжем и поставим одной свечи перед Святым Николаем. Или перед Богом Матерью. Где ты считаешь?
Mai e până și tot lumea ric. Ești stoi și tot lumea. Am tiroasă de vară călugării, da? Uite, peretele ăsta frumos, filmează-l până sus, ele. Aici, că tău mi-am lăsat pe fotografie, може să ne-a cisem cu tot atac vârf, vrei să susțin etile lucrătoase de carne în mine. Da? Că tu asta rog, să mă trebuie să pot nici. Chiar, монетка, видите, да? Это монетка. У вас есть монетка? Есть, сколько угодно. Давай монетки, не играй, ты сидишь и прячешь ее. Да ее наливают. Я вот ей плинку монеты. Пожалуйста, не надо. А, очень хорошо, да. Пожалуйста. О, прекрасно. Сейчас мы нашпигую, Анечка тоже возьми. Берите, берите, сколько угодно. Тут еще надо место найти. Дай пирку, монету еще. Или я упать пиор. Падь клестрел пиор. А? Падь клеял пиор, мы дяйте. Ну, давай то перед или чела пылесу, сутирай. И мои монеты. Ай, ты мне не взял. Как жалко. Ой, да еще пусу монеты, парки и фарты прицеласы. Да. Ну, мы подсхватим. Un pare că e rusească, 10 rubli. Da, interesant. La 6 noștri sine, greco, o, vezi cum mă... O, pentru greco întrat. Răspălăsuim. Nu-i tot băutul ăsta. M-a ocazit. Нет. Нет. А, да. Да. Есть. Сейчас его кладу купили. Монаху Евфимий. Евфимий. Ай, Мурсанцев, пожалуйста. Да, господи. Николай. А ну, Николай, а фост. Да, оригинал дунги ешь, не чепарти. Где лынга сгурица, есть сад попежи, лос, дротля. Дротля. То еще я взяла дротля, пожалуйста. Это я, конечно, я взяла фоста диковода. Так вы диковода, а у меня моря колола диковода. А и не было диковода? Да, я у фамилии Гуцоло я. Гуцо? Кусиво, я что гуцу. Если не зайдем по пешке, не пяни 38 тысяч. Да, я по суфарте мог звездим по пешке. Да, 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 я как раз сидя с ним. Я Латковский, я гуцу. Да и ты не амур, я сад, Матуша, у нас Цуркан я рафанила, гуцу я рядом, дим парчелал. А, Матуша, да, Цуркан. А парфей, вот вес к сидел в вечер в сахаре. Да, да, да. Thank you.
duceau frunzi de drum. Și în felul se ceva înainte, de nu știu ce, mama făcea fiecare set cu plăcină și tot tot plăcină. Că de trochi, mie nu trebuie nici trochi, dar nu plăcină. Și tot îmi răsca, și tot îmi produce. Ну там тесто, да, там пойдут, там ты, пироги. Пироги не все, да. Нет, это не пироги, вот это совершенно другое блюдо. Ну ты нам будешь рассказывать. Ну ешь, а шапо лепешки или мази? Да. Шапо, чарме, скосеса типи фикс, хачапури. Да иди ты со своей хачапури, не хачапури. Ну, может, вот с порогом. Что с порогом? Долго придумал в Москве, как делать лосинку. Покупали то самое... Тесто? Не! Как называется, это самое кухня, хлеб. Однодневное, главное. Лаваш? Лаваш. Лаваш? Лаваш и брынза. Разрезал аккуратно. Вот самую середину сувал в эту коробку брынзу. И этот плачет не брынзу? Сам придумал, вырывал, мазал маслом, что просто плачет. И до чего должен? Должен вот тут эту драму большую. Не пишется. А чем ты не проще отдать? Да. Да, никакой мистификации нельзя. Либо ты делаешь, а знаешь, что сюда Thank you.